cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește mor. Bună dimineața, oameni buni! Iată-ne încă într-o dimineață la cafea, fără război declarat încă. Am auzit că se întâlnește domnul Biden cu domnul Putin și noi am pregătit o foaie de hârtie, așa cum au pregătit-o pe vremuri Churchill când i-a scris lui Stalin că îi cedează 90% din România, varianta pesimistă, sau că obține 10% influență în România, varianta optimistă, pe care încearcă să ne-o explice istoricii, unii istorici acum și ziariști. Potrivit acestei variante, înainte de al doilea război mondial, în Anglia era un prim-ministru, cred că Chamberlain, dacă nu mă înșel, care ar fi semnat un acord la München, prin care ar fi cedat în fața Germaniei. Istoricii mai noi spun, doamne, nu a cedat. O câștigat un an de pace ca să poată înarma mai bine pentru război. Pe principiul acesta, oricând putem face orice în politică, nu contează. Așa că e bine să aibă domnul Biden o foaie de hârtie când se întâlnește cu domnul Putin. Cred că în rusește nu o să poată scrie, dar o să poată scrie cifrele, doar pe care le înțeleg și unii și ceilalți. Asta e așa, ca introducere. Dacă intrăm în subiectul pe care vrem să-l discutăm astăzi, trebuie să fac o altă introducere. Asistăm în ultima perioadă, eu mă joc cu degetele să nu cumva să greșesc în timpul emisiunii. Asistăm în această perioadă la mici mișcări tectonice în politica românească. În sensul că e ca la cutremurile astea. Este domnul Rămurean, Mărmureanu, cum îl chema, care din când în când a anunțat câte un cutremur mare. Dar tot el spunea, până se ajunge la cutremurul mare, avem mai multe cutremuri mici, mai fâsâite. În politica românească nu mai poate fi niciun cutremur mare în perioada asta, pentru că s-au pupat în Piața Independenței PSD-ul cu PNL-ul și cu UDMR-ul, care stă să fie pupat. Deci stă să fie pupat și de obicei ei sunt mai înalți așa și îi pupă și PSD-ul și PNL-ul. Iar cel care a nășit această hora pupăturilor, perinița politică românească, este domnul Klaus Iohannis, pe postură de, zice el, dirijor politic și regizor politic. Ei bine, după această horă periniță românească, partidele mici au început să se agite, să spună vrem și noi, vrem și noi, vrem și noi. Hai să spunem că ăia vechii, deja consacrați, nu prea erau băgați în seamă, gen PMP, PP, nu mai știu cum, PPUSL sau ceva de genul ăsta, că ăștia oricum sunt și la putere și în opoziție și la televiziune și peste tot sunt, dar nu există, de fapt. Așa, numai că iacătă a apărut partidul AUR. AUR, munții noștri, AUR poartă. Noi cerșim din partid în partid legitimitate. Cam asta ar fi, așa ar sta lucrurile astăzi. Ei bine, de curând, liderul AUR, unul din cei doi lideri AUR, pentru că AUR are doi lideri, nu unul, deocamdată. Deci unul dintre ei s-a dus la un alt partid și a zis, bă băieți, uite care-i treaba, eu vă vreau pe voi alături de mine sau mă vreți voi alături de mine, asta o să ne rămânem pe parcursul emisiunii, și de la nașul mare pentru voi, vreo 14 parlamentari să vă faceți grup ca să primiți birouri, mașini și alte avantaje de genul acesta. Adică domnul Simion, care s-a dus la PMP.
unde a stat de vorbă cu câțiva lideri județeni și cu președintele de atunci al partidului. Nu știm dacă mai este președinte și acum, nu știm care va fi reacția instanței, dar oricum PMP-ul a avut congres, cred că congres se cheamă, așa, rapid, făcut, și l-au reales pe românul Tomac în funcție în dauna românului Diaconescu. L-am invitat în emisiune pe domnul Bogdan Gavrilescu, liderul PMP Neamț, care sunt sigur că ne va lămuri cu toate lucrurile pe care, cu care s-a lămurit și el, cu care nu s-a lămurit, probabil că nu ne va lămuri. Deci, bună dimineața! Bună dimineața și mulțumesc frumos pentru invitație și, într-adevăr, o dimineață destul de fierbinte după ce aseară erau mișcări de trupe în Ucraina și ziceam că sunt ultimele ore de declanșare a războiului. Vedem că a mai început o zi cu un război neînceput. Acum, ca să fac ca și dumneavoastră, părerea mea sinceră este că este un joc a puterilor, a marilor puteri. În Ucraina. Național, exact, în Ucraina. Și cred că este doar o mișcare de a impresiona lumea. Eu cred că lucrurile sunt relativ stabilite. Ce ar fi dureros pentru români și pentru România, ar fi dureros ca Bruxelles și NATO să-și ia mâinile de pe România și să rămânem o zonă tampon între Europa și Rusia. Dar n-ar fi prima dată când România ar fi în situația asta și iar revin la faptul să spun că în istorie România întotdeauna s-a dat cu cel care a crezut că este mai bine. Nu aș vrea să spun pe post, dar am fost un neam de ăsta de a ne fi, a urmări ce lucruri sunt mai... Haide să spunem așa, că România, datorită poziției pe care a avut-o, datorită faptului că ea a devenit stat național unitar destul de târziu, datorită faptului că în evul mediu a existat două, trei state românești, că Transilvania Corect. A fost stat pe perioade mai scurte, da? Ai fost nevoit să te strecori pentru că erai tot timpul la granița marilor imperii și marilor interese. De aceea, această politică care poate uneori părea duplicitară. Dar, dacă stăm să judecăm altfel, ce politică ar fi putut să facă România în momentele cele mai grele din perioada în care se juca soarta Europei? Am avut consecvență și noroc în 1918-1919. Puțin mai mult noroc decât consecvență. Nu, am avut consecvență. Problema n-a fost asta. Problema a fost că atunci prietenii noștri sovietici, încă nu erau sovietici la vremea, erau ruși, au trădat pe toată lumea în 1917, după Marea Revoluție, au spart frontul. Și în condițiile alea nu prea mai aveai ce să faci. Dar noi nu ne-am adunat aici să facem istorie. Haideți să vedem cât de consecvente sunt partidele politice românești sau sunt consecvente numai atunci când interesele lor o cer. Și să venim la chestiune. PMP. Ca să continui ideea dumneavoastră, încep să mă întreb dacă consecvența și seriozitatea mai este agreată în politica din România. Păi eu spun că nu, dar mă rog. Păi da, politician eu nu sunt. Eu că nu. Bun. Haideți să vedem ce se întâmplă în
în PMP. Ați avut un președinte, Cristian Diaconescu, sau poate îl mai aveți, că nu știm ce va spune instanța, o vedea. Da. Un președinte care, indiferent ce se spune despre faptul că a trecut prin mai multe partide, este o capacitate la nivelul diplomatic, nu știu la nivel organizatoric, că nu mă pricep, dar Cristian Diaconescu este unul dintre cei care au participat inclusiv la semnarea tratatului cu Republica Rusă, dacă nu mă înșel, prin 2003. Dacă, poate greșesc, nu mai are nicio importanță asta. Important este că acolo s-a semnat un instrument de care acum nu uzează diplomații noștri. Dar este altă poveste. În care este stipulat exact cu acel tezaur care este... Dar nu e vorba de tezaur aici. Nu, sunt mai multe, dar inclusiv acel lucru care... Tezaurul... Davai ceas, davai așa, tezaurul este plecat, da? Clar, dar măcar, dar măcar a reușit este să... Este stipulat punteze. Altceva, domnule. Este stipulat altceva de mare importanță acum. Acolo este stipulat că fiecare dintre părți, adică România și Rusia, își poate alege sistemul de securitate fără să-l întrebe pe celălalt. Corect. Asta este acum foarte important. Și astăzi exact asta se joacă. Exact deci... așa. Dar hai să ne întoarcem la PMP. Lăsați. Hai să ne întoarcem la PMP. E mai fierbinte. Eu cred că cetățenii deci, mai mult... Ați participat la ședința la care a fost domnul Simion? Nu. Pe Zoom. Nu am participat. Cine a participat? Dar înainte de acea ședință am avut o discuție telefonică cu domnul președinte Cristian Diaconescu, cred aproximativ o oră, o oră și ceva, am discutat cu dumnealui și am spus la momentul respectiv că este una dintre mutările cele mai proaste. Dar ca să înțelegem, este o discuție începută de anul trecut. S-au mai încercat, George Simion a mai fost în sediul PMP și anul trecut. Au... Haide, nu serios? Da, da, da. La una dintre ședințe chiar am participat și eu, dar nu se punea problema de fuziune, incluziune, excluziune, transfer. Dar ce problemă s-a pus atunci? De o viitoare colaborare sau alte parteneriate pe scena politică. În momentul în care s-a terminat acea ședință, a plecat foarte clar din sediul PMP și s-a spus că PMP-ul în parteneriat cu AUR nu va face parteneriat și nu vor merge pe proiecte comune. Cu toate că, dacă ne uităm, în 2020, AUR a venit cu marea majoritate a proiectelor PMP-ului. Vorbim aici de unirea cu Republica Moldova, vorbim aici de reducerea numărului de parlamentari, fără pensii speciale. Deci discutăm de o campanie a acestui partid AUR care s-a bazat pe proiecte vechi ale PMP-ului. Dacă m-aș duce și mai în spate, într-adevăr, George Simion, la un moment dat, a trepidat prin jurul PMP-ului, a participat la câteva întâlniri pe vremea când președintele acestui partid era domnul Traian Băsescu, a fost în vreo două delegații cu noi. De ce căuta? El încerca la vremea respectivă să se afilieze, să se regăsească în unul din partide. Într-un partid, ca având susținerea și a plecat în acest proiect AUR, a spus la un moment dat, sunt doi, e un partid condus bicefal.
Eu stau și mă întreb, eu cred că sunt mai mult de două persoane care iau decizii în acest partid. Dar nu văd cum ar putea Aurul să fuzioneze sau să colaboreze cu PMP-ul în momentul în care PMP-ul pe scena politică internațională are deschise uși și are dialoguri cu partide importante din lume, în condițiile în care Aurul nu a fost primit nici la adunarea partidelor extremiste. Deci nu cred că această colaborare, și nu că nu cred, sunt sigur că această colaborare AUR-PMP nu era viabilă și nu este viabilă în niciun fel, cum nu văd ca Aurul să colaboreze chiar cu aceste partide mari, PNL sau PSD. Dar este o problemă a lor și n-aș vrea să intru în bucătăria internă, dar într-adevăr a fost un șoc. A fost săptămâna trecută o ședință organizată pe Zoom la care au participat 5 lideri de organizații din România și câțiva. Au fost aproximativ 50 de persoane pe platformă. Lideri de filiale au fost 5? 5. Și vă spun aici, au fost Galați, Brăila, Brașov, Alba și Timiș, parcă. Deci, Timiș. Nu sunt foarte exact la ultima organizație. Și restul au fost invitați consilieri locali și primari din România. Dar acestor primari și consilieri locali nu li s-a spus despre ce este vorba. Eu recunosc, am știut cu vreo săptămână înainte că se vrea această discuție, am spus că nu este corect și eu nu voi participa la o astfel de întrunire ședință, dar acei oameni s-au trezit într-un moment în care efectiv am primit în timpul ședinței telefoane de la ei și a zis: domnul Gavrilescu, ce se întâmplă? Din Neamț a participat vreun consilier? A participat un primar. Care dintre ei? Păi avem unul singur, Mihai Gontar, care nu a stat până la sfârșit, a participat doar la o parte din ședință, la începutul ședinței, după care m-a sunat și a spus că pleacă, eu reproșându-i la momentul respectiv de ce a participat dacă nu ne-am consultat înainte. Așa. El a răspuns că nu a știut că nu voi participa, m-a sunat în timpul ședinței, a spus că nici el nu este de acord cu această poveste și a părăsit acea ședință. Au mai participat un membru al organizației Neamț, președinta la organizația de femei și cam atât. Doamna? Doamna Cucu. Doamna Cucu. Care, doamna Cucu, este venită, a fost candidatul AUR în 2020 la primăria Piatra Neamț. Probabil dragostea din tâi este bun, dragostea. Deci în 2020 era candidat AUR și a ajuns președinte organizației de femei la PMP? Da. Înseamnă că e foarte activă. Este o femeie activă. La momentul respectiv, după alegerile din 2020, și-a dat demisia din această formațiune. Am avut mai multe discuții cu dumneaei și am zis că să se alăture echipei. Dar doamna Cucu, înțeleg că nu știe sau încă nu a învățat cum ar trebui făcut și ce... Pentru că până la urma urmei, în echipele partidelor trebuie să fie structuri și oameni care să se înțeleagă, să comunice între ei. Doamna Cucu a luat această decizie fără să mă informeze. Vor fi represalii, ghilimele, măsuri
împotriva celor, împotriva lui Gontaru, înțeleg că nu, pentru că și-a recunoscut. Nu, a recunoscut, da. M-a și sunat și doamna imediat. Cucu, doamna Cucu, ceea ce vă pot spune, de două săptămâni nu mai participă la ședințele PMP-ului, fiind chiar invitată, având invitații transmise, au fost un cerș, un colegiu județean, nu a participat. În săptămânile următoare voi avea o discuție directă cu dumneavoastră și să vedem exact care este opțiunea. Bun. Asta e cu ce a fost atunci. Da. Da. Domnul Diaconescu, care a fost poziția lui? Probabil că ați aflat de la Gontaru. Adică a zis, bă, ăsta este Simion, vine și ne ajută. A pronunțat cuvântul fuziune? Cuvântul fuziune nu a fost pronunțat. Am văzut inclusiv filmări din acea ședință. Nu a fost pronunțat cuvântul fuziune, a fost pronunțat cuvântul parteneriat și transfer de 17 parlamentari. Nu 14. Nu, 17. Bun, n-ați greșit cu nimic, pentru că am citit în diferite ziare și am văzut în diferite emisiuni diferite sume de parlamentari, cifre de parlamentari care se transferă la PMP. Eu, la momentul respectiv și înaintea acelei ședințe, în discuția avută cu Cristian Diaconescu, am întrebat cum vor fi transferați acești parlamentari, cum va face PMP grup parlamentar, pentru că legea a fost schimbată și, dacă ne uităm, nici Ludovic Orban cu Forța Dreptei nu a reușit să-și facă grup parlamentar. Acei parlamentari ar rămâne independenți, ar forma un grup în Parlament. Întrebarea este, acel grup pe cine reprezintă? Pe PMP, pe AUR sau o altă formațiune politică? Dar în momentul în care pleacă 17, 14, 10 au fost vehiculate cei mai puțini parlamentari care pleca din AUR. Eu zic că în momentul respectiv tot ce înseamnă grupuri parlamentare ale AUR sunt foarte fragile. Vor pleca restul ca potârnichile, vor pleca în fiecare direcție. Nu, care vor pleca unii dacă li se cere să plece, nu așa. Nu, vor pleca foarte ușor dacă primesc o ofertă. Păi, se va cere să plece și, dar nu se ceară să plece. Nu, adică, nu. Știți, negociază Churchill cu Stalin, Biden cu Putin. De ce n-ar negocia Ciolacu cu nu știu cine parlamentar AUR din Buzău? Și aceste filmări din acea declarație a lui George Simion, degeaba vine pe toate, în toată media și spune astăzi că îi va scuipa pe acei parlamentari care pleacă de la AUR în PMP, dar el cu gura lui a spus că va face transferul la 17 jucători. Întrebarea era cum? Ca la fotbal? Cum fac? Întrebarea era dacă lucrurile astea s-au discutat în AUR înainte, s-a dovedit că nu. Nu. De aici tensiunile care există, care s-au acutizat, că ele existau și înainte, între cei doi copreședinți de la AUR. Din punctul meu de vedere, dacă îmi dați voie, părerea mea este că George Simion a jucat o carte care văd că o joacă în ultimele două săptămâni, de a aduna pe lângă el diferite personalități, personaje care să-l ajute la congresul din martie, probabil venind în fața membrilor AUR să spună, uitați ce oameni mă susțin pe mine, uitați ce susținere am eu, și astfel să poată ajunge președintele AUR după congresul din martie sau aprilie, 27 aprilie anunțat. Oricum, dacă se face congres pe structura actuală, va ajunge președintele AUR.
unic președinte AUR. Bun, hai să vedem ce s-a întâmplat după. Ați făcut congres când? Acum? Discuția de congres a fost începută din luna ianuarie, când a fost convocat cu două treimi a Colegiului Executiv Național. A fost pe 12 ianuarie a fost convocat Colegiul Executiv Național. Au participat fizic undeva la 60-70% din membrii Colegiului Executiv Național și la acea ședință președintele Cristian Diaconescu nu a participat, fiind în sediu la momentul respectiv. Nici eu nu am participat la acea ședință. În primul rând eram izolat la domiciliu cu COVID, dar cel mai important, la momentul respectiv, am spus că trebuie găsite și avute discuții mai serioase între cei doi lideri ai partidului, între Eugen Tomac și Cristi Diaconescu. Recunosc că am făcut multe diligențe pentru a încerca să-i pun la aceeași masă, pentru că Cristian Diaconescu este un tractor, ar fi fost un tractor pentru PMP, pentru că are o foarte bună vizibilitate în România și este un om politic de anvergură. Și PMP-ul avea de câștigat prin candidatura domnului Diaconescu la prezidențiale în 2024. Asta au fost discuțiile și anul trecut la congresul din luna februarie, când a fost ales și acolo a fost votat în unanimitate de a fi candidat al PMP-ului în 2024 la prezidențiale. Dar, într-adevăr, domnul Diaconescu probabil că este foarte, foarte bun pe tot ce înseamnă politică, promovare, dar mai greu cu dialogul și organizarea politică dintr-un partid. Din momentul respectiv, liderii care au participat la acea ședință au fost bulversați, supărați. Și din acel moment a venit prima discuție de declanșarea unui congres, pentru că nu a fost normal, nu a fost înțeles ca oamenii, ca președintele partidului să nu participe la o ședință convocată și el aflându-se în sediu partidului. Bun. Asta a fost atât. Ce s-a întâmplat acum? Au mai fost întâlniri. Ultima întâlnire a fost la Sibiu, la care a participat și Cristian Diaconescu și Eugen Tomac. Lucrurile au... Era normal să fie la Sibiu până la urmă. Da. Pe teren propriu. Da. Au mers toate procedurile pentru convocarea și organizarea acestui congres. Sâmbăta trecută a fost congresul, congres la care a fost invitat să depună moțiune și domnul președinte Cristian Diaconescu. Șoc pentru toată lumea, cel puțin pentru mine un șoc, de n-am mai știut care e și ce e de făcut. În momentul când am văzut că înainte cu 3 zile de congres, tu arunci în spațiu public de o fuziune sau o colaborare cu AUR. În momentul respectiv, eu cred că a fost cartea finală pe care a jucat-o Cristian Diaconescu legată de PMP, pentru că membrii PMP nu au acceptat și nu acceptă o colaborare cu AUR. Și aici a pierdut foarte, foarte am mult înțeles. Teren. Bun, acum îl avem pe domnul Tomac președinte, da? Da. Eu mi-aduc aminte de perioada când domnul Tomac era crunt dezamăgit că nu ați făcut 5%. Da. Și având în spate, ca să spunem așa,
o siguranță, inclusiv financiară, inclusiv politică, adică era europarlamentar. Și a dat demisia. Și a dat demisia și a lăsat AUR, în, pardon, PMP. Gura păcătosului. Adevăr, nu grește. Gura păcătosului. Deci a lăsat Partidul Mișcarea Populară, ca să spunem așa, pe vine. Nu, n-a lăsat pe vine. Deci când îți pleacă liderul după o frângere la mustață, primul șoc este să ai probleme de funcționare. Și atunci te duci și stai pe vine. Adică toată lumea se întreba ce se întâmplă, de unde până unde, cum poți să lași un partid. Bun, a plecat. Domnia sa n-a suferit foarte mult. Venind în momentul respectiv, venind și cu propunerea Cristian Deaconescu. Deci, în acel moment. Bun, nici acum. Deci și acum Eugen Tomac este la a treia revenire la conducerea PNR. Acum vreau să vă spun eu. Deci omul ăsta este precum jucătorii ăia de tenis care se retrag și înaintea unui își conservă și clasamentul, cică, și înaintea unui grand șlem revin. De ce? Că acolo dacă treci un tur câștigi 100.000 de euro. Știți? Adică ai plecat odată. Ai plecat a doua oară. Acum vii a treia oară. Înseamnă că e cam bancul ăla cursul, știți? Și cu vânătorul. Nu. Deci, bă, seama că îți place. Din cele trei variante și vă spun că nici plecarea din 2020 nu a fost cu sufletul larg deschis. Probabil cineva i-a zis... Dar cine putea să-i spună domnului Tomac... Domne, pleacă, domne, de la conducerea partidului pe care l-am creat eu. Pardon. Iar... Deci cine putea să-i spună domnului Tomac așa ceva? Probabil, în discuțiile cu Traian Băsescu, a fost discuția de a îl aduce și a-l convinge pe Cristian Deaconescu. Să nu uităm că Cristian Deaconescu este alături de PMP de la înființare. În ce fel? Ca și membru. Și membru în Consiliul Executiv Național. Vă aduc aminte că în 2020 Cristian Deaconescu era prim vicepreședinte al Partidului Mișcarea Populară. Noi am încercat inclusiv în 2019 de a-l convinge pe Cristi Deaconescu să candideze la prezidențiale. N-am să uit că aveam tabăra de vară în care Cristian Deaconescu a participat, a vorbit în fața tinerilor PMP-iști și tot ok, va fi candidat și iată că după ce a plecat de la mare, după ce a plecat de la tabăra de vară, a anunțat pe în mediul online că nu candidează la prezidențiale. Cristian Deaconescu a participat nu odată, de mai multe ori, pe listele Partidului Mișcarea Populară. Deci Cristi Deaconescu este membru, este, și sublinez acest lucru, este membru PMP și a fost membru PMP de la înființare. Deci nu am adus... Am făcut importuri sau exporturi. Dar acum nu mai vorbim de Cristian Conescu. Vorbim de domnul Eugen Tomac. Tomac, da. Eugen Tomac a dat dovadă în toți acești ani că știe să organizeze. Poate nu a fost destul de abil să treacă peste acele uneltiri făcute. Pentru că să fim corecție acum, sau să spunem lucrurile pe nume. Nu pot să cred că PMP-ul nu a intrat în Parlament, că nu a avut voturile necesare. Stați un pic, să mă uit. Nu a avut voturile necesare pentru a intra în Parlament. În condițiile în care ne-au lipsit 5.000 de voturi la nivel național... Deci dumneavoastră spuneți că cineva v-a furat?
Nu, cineva, eu spun cu siguranță că cineva nu ne-a recunoscut multe voturi și nu au vrut să intrăm în Parlament. Cine? Partenerii de dreapta pe care i-am susținut la guvernare un an jumătate. Adică? PNL. PNL-ul. Deci da. Ei v-au carotat la vot. Asta este părerea mea. Am înțeles. De aceea, după vot, PMP-ul nu a mai colaborat cu PNL-ul decât acolo unde a fost cazul. Nu, nu. Eu prima dată și organizația Neamț, prima discuție după alegerile din 2020 a fost cu PNL-ul. Și vreau, domnul Bălănescu, vreau să vă aduc la cunoștință, să vă aduc aminte. Aduceți-mi. Că după alegerile din septembrie 2020, în momentul în care se făcea PNL, PSD, PNL, USR, gura păcătosului, da. Gura păcătosului. PNL, USR, PMP, care era o discuție națională, se închidea județul într-o săptămână. Bine, județul este închis de vreo 20 de ani. Lăsați, se mai deschide el pe niște drumuri, așa. Da. Noroc de drumuri că se deschide. Dar se închidea județul în sens că se făceau majorități. Majorități. Și majorități pe dreapta. Au fost acele, deci, la Neamț. Asta înseamnă că domnul Arsene n-ar mai fi avut majoritate în Consiliul Județean. Și domnul Carabelea ar fi avut majoritate în Consiliul Județean. Stabilă. Fără pro-România. Nu, și cu pro-România. Și cu pro-România. Și cu pro-România atunci aveai... Nu, aveai... Fără pro-România aveai o stabilitate în toate consiliile. Și în Consiliul Județean și în Consiliul Local. Cu pro-România alături. Erai stabil ca doi stâlpi bătați în beton. Deci chiar nu mai conta. Și atunci puteai să discuți. Nu s-a vrut. Nu am fost. PMP-ul nu a fost dorit. Haideți atunci să discutăm un pic asta. Uite, e foarte interesant. A stat de vorbă de la PNL cu cine? Cu domnul președinte de la vremea respectivă. Cosmanciuc. Mugur Cosmanciuc, da. Și răspunsul care a fost? A fost discuție finală în momentul în care am fost la masă. PNL, Mugur Cosmanciuc, Pro-România, Liviu Harbuz, USR, Iulian Bulai, eu de la PMP și, bineînțeles, fiecare partid a mai avut câte un reprezentant. Pe lângă. Ca să fie sigur că nu, că nu vorbește partidul fără ei. Da, așa. Da. Bun. Și acolo, dacă a fost discuția asta, care a fost elementul care a zis nu? Păi, în primul rând, elementul principal a fost începutul discuției în care Iulian Bulai a început discuția prin a spune: domnilor de la PMP, sunteți la această masă datorită bunăvoinței domnului Mugur Cosmanciuc. Adică, dacă... Bine că a spus datorită, nu din cauza. Da. Dacă este, voi veniți, dar sunteți o umbrelă acolo. Bun, faceți... Bine, dar n-a spus-o Mugur Cosmanciuc, a spus-o Iulian Bulai. Și de multe ori Iulian Bulai spune lucruri pe care alții le consideră trăznite. Bun, le consideră, dar să știți că și Iulian Bulai aceste lucruri le pune cap la cap din lucruri pe care le mai aude. Bun, deci... Asta a fost prima. Dom'le, steți, veniți la masa asta că vrea Cosmanciuc, da? Da. Bun, mai departe. După aceea, am, în funcție de numărul de voturi obținute și procentul pe care l-am obținut, am solicitat și noi anumite funcții, mi se pare... reprezentanți în Consiliul Județean, în Consiliul Local, lucru care nu s-a... Adică nu vi s-a dat nimic? Nu. Adică s-a spus de la început, voi votați și nu primiți nimic? Vedem după aceea. Vedem după aceea. Dar în momentul ăsta, nu. Bun, acum, ca să fie lucrurile și mai drăguțe pentru ascultătorii noștri, da. Cum s-au purtat negocierile în partea cealaltă?
cum s-au purtat negocierile. Adică când s-au ajuns la cealaltă majoritate. Păi au fost foarte clare. Adică? Adică? Acolo vreți? Cine a fost? A fost domnul Arsene la negocieri? Cine? O, parte, o parte a pro-România. O parte a pro-România, adică doamna Mădălina. Da. Așa. Și PMP-ul. Și PMP-ul. N-a fost și ALDE? Nu. Deci ALDE n-a participat. Păi ALDE la Consiliul Județean nu este. Eram pe PUSL-ul ăla cu formațiunea aia mare. Erau pe listele PSD. Ah, deci erau pe listele PSD, deci au avut un singur reprezentant. Bun. Și acolo cum a fost? Acolo a fost foarte simplu. Nați-o-ție, nați-o-ție, voi votați și cu... Aveți trei voturi, meritați și voi trei lei. Opoziție și ați văzut că în urma acelor discuții PMP-ul are vicepreședintele Consiliului Județean. Domnul Chitic este vicepreședintele Consiliului Județean. Da. Și PMP-ul are postul de vicepreședinte al Consiliului Județean. Domnul Chitic este membru PMP. Este ales pe listele PMP. Ați înțeles? Am înțeles. Le aud aceste... Dar eu nu spun, eu întreb. Dumneavoastră îmi răspunde. Și eu vă răspund. Da, este membru PMP. Am înțeles. Și Bogdan Gavrilescu astăzi este membru PMP. Puteți băga mâna în foc că Bogdan Gavrilescu mâine nu va fi membru PSD, PNL, AUR... La PSD nu pot să bag mâna în foc. la PNL pot să bag mâna în foc. Eu vă spun că cei de la PNL... De acum. Așa. Știu foarte bine că sunt un tip de dreapta. Întotdeauna am susținut o unire a dreptei. Întotdeauna... Am vrut să fac și vreau să fac ceva pentru cetățenii orașului ăsta, în primul rând, pentru că sunt foarte legat sufletește de acest oraș și nu numai în oraș, și în județul Neamț. Și nu exclud absolut niciodată o discuție. Iar în politică, după atâția ani, chiar când veneam spre emisiune, spre sediul dumneavoastră, spre emisiune, mă gândeam că prima emisiune pe care am făcut-o... O am, vreți să vă pun? Nu, că vorbeam trei cuvinte... Dacă vreți... Nu că aș fi... Prima emisiune ați făcut-o aici împreună cu domnul Dulama. Da. Împreună cu domnul Dulama acum... Pe PUSL? Pe... Cred că nu, nu-i de GSPC. A, da, direct. Sau e PPUSL, nu mai țin minte. PPUSL. De GSPC este, nu este partid, nu? Nu. De GSPC-ul nu-i partid, am înțeles. Deci, PPUSL. Dar tot acolo. Nu este partid, că sunt mai multe partide. Tot acolo e cum ar veni, nu? Da. Adică PSD. Ei au fost pe listele PSD. Păi de asta zic. Deci ei clar sunt PSD. Ei sunt clar PSD. Adică asta e părerea mea. Atâta timp cât particip pe liste PSD, ești acolo, da. Ești acolo. Că în 2024 vor candida pe listele PMP... PNL. Depinde cât de jos se duce PNL-ul, dacă are nevoie de antena 1 sau nu, sau antena 3. Iar tot legat de acest lucru, vreau să vă readuc aminte că în 2017 Bogdan Gavrilescu a unit dreapta în Consiliul Local sau a schimbat majoritatea în Consiliul Asta Local. Asta îmi place. Să vă spun de ce. Pentru că dovedește că se poate întâmpla o minune și în Consiliul Județean. Se poate. Pentru întâmpla. Că în 2016 ați fost ales viceprimar cu voturile PSD. Da. Și după aceea ați creat o altă majoritate cu votul PNL. Și vreau să... Și acum la Consiliul Județean ați fost ales... domnul Chitic a fost ales vicepreședinte. Greșeala mea. Eu de una știu întotdeauna că președintele partidului ia funcția mai mare. Așa. Domnul Chitic a fost ales vicepreședinte cu voturile PSD și dacă cumva factura de dreapta lui Bogdan Gavrilescu va duce la o altă alianță, putem asista. Nu va duce domnul Bălănescu. Bogdan Gavrilescu este un tip corect și cinstit.
În momentul în care ne așezăm la masă și stabilim niște condiții clare, dacă nimic nu se schimbă, atunci nici Bogdan... Dacă nimic nu se schimbă. Da, dacă înțelegerea este respectată. În 2016 nu a fost respectată. Bun, am înțeles. Acum, la discuțiile acelea, al doilea tip... Dar n-are sens să vorbim în 2016. În 2016 Bogdan Gavrilescu nu era președinte PMP Neamț. Bun, cunoaștem. Și asta cunoaștem. Cunoaștem și asta. Dar e interesant cum se schimbă lucrurile cu președinții PMP. Păi, interesant. Deci sper să n-aveți același parcurs. Păi chiar vă spun că... Nu știu dacă mai sunt locuri la DGASPC. Acum nu, este nu locul de președinte, de director. Ceea ce vreau să vă spun, chiar în perioada următoare, la Neamț vom organiza, vom declanșa organizarea alegerilor la nivel județean și... Candidat? Da. Și sper să rămân în continuare președintele PMP Neamț, dar nu este nicio problemă dacă nu voi fi, depinde ce candidaturi sunt. Sunt oameni de calitate care au venit alături de PMP. Sunt oameni de calitate care vor veni în perioada următoare alături de PMP. Și eu îmi doresc ca echipa PMP, așa cum am spus-o de mai multe ori, familia PMP, să crească și să aibă un cuvânt de spus la alegerile din 2024, dacă nu vom avea anticipate. Asta cu anticipatele, știți cum e? Depinde de... Nu, depinde de un lucru foarte ușor. Eu zic că mai departe de... Deci... În cel mai fericit caz, această majoritate va funcționa până în 2023, când trebuie să facă rocada. Și atunci nu mai face anticipate. Și atunci nu mai face anticipate. Da. Dar? Întrebare. La negocierile făcute, se cunoștea situația domnului Chitic, care are un dosar în derulare, în judecare. S-a luat în calcul și da, s-a discutat... Da. Varianta în care, Doamne ferește, își va... Funcția de vicepreședinte rămâne la PMP-ului și va rămâne la unul din consilierii județeni. La unul din... Ce mai aveți acolo, consilieri județeni? Așteptăm să fac o rocadă, probabil Nicu Preda de la Târgu Neamț. Nicu Preda de la Târgu Neamț, fostul polițist, nu? Da. Am înțeles. Am înțeles. Da, interesant. Ce apreciez eu în urma acestei discuții este această deschidere. Să știți că puțin politicieni discută despre aceste lucruri, negocieri, și asta chiar o apreciez, la modul foarte serios. Bun. Care este, din punctul dumneavoastră de vedere, viitorul PMP? Pentru că... Indiferent cum ar sta lucrurile, dacă v-au șuntat cu 5.000 de voturi la alegerile trecute, știți cum e, e greu să ajungi undeva, mai greu este menții. Acum dacă te menții cu 5.000 de voturi sub 5%, n-ai făcut nimic. Corect. Astăzi PMP-ul a căzut. Astăzi PMP-ul, părerea mea, nu mai suntem, la nivel național discutăm, nu mai suntem peste 5%. Sigur. Eu consider că PMP-ul în 2020 nu era în pragul de a face 5%. PMP-ul era peste 5%, dar, repet, a fost istoria, o va spune. Apropo de istoria politică, inclusiv Bogdan Gavrilescu, dacă vă aduceți aminte, în 2020 a renunțat la candidatura la primăria Piatra Neamț. De ce? În discuțiile interne în partid, toată lumea a spus că istoria politică spune că primarul în funcție are mai multe șanse. Pot să intervin? Vă rog. Dacă domnul Chitic rămânea în PNL, n-avea ce să renunțați. Trebuia să mergeți. Deci ați renunțat pentru că domnul Chitic n-a mai putut candida din partea PNL
și s-a înscris în PMP. De asta? Nu. Vă spun că în ziua în care am luat decizia, cu o zi înainte, la ora 12 noapte, am plecat din sediul partidului și decizia a fost nu, eu voi candida la primăria. Eu am următorul scenariu prost în mintea mea. Dacă domnul Chitic n-ar fi candidat din partea PMP, probabil că ar fi candidat din partea PSD. Dar e un scenariu prost în mintea mea. Dar dacă domnul Chitic ar... Eu zic că din partea PSD nu ar fi candidat. Dar din partea AUR, probabil că ar fi candidat. Asta nu m-am gândit, sincer, din partea AUR. Dar, da, imposibil. Mă aștept la orice. Deci, atunci au candidat... Ce AUR... face PMP-ul în viitor când ne apropiem de final? Ce să fac? Începem reconstrucția. Noi nu avem ce să reconstruim foarte mult, dar mai avem multe găuri. Bun. Deci trebuie să aducem oamenii alături. Domnul Gavrilescu. Alegeri. Convingeți-mă pe mine, pe colegii care s-au adunat în redacție acum aici, aproape că aș pune camera pe ei să-i vadă lumea, convingeți-ne să ne înscriem în PMP. Convingeți-ne că aveți un lider național, consecvent, care nu mai pleacă și care mi-oferă mie siguranța, nou membru, că vin într-un partid serios. Păi, în primul rând, astăzi, PMP-ul cred că este singura soluție pe dreapta. Iar cea mai bună convingere este că Cristi Diaconescu, părerea mea, va fi candidatul PMP la prezidențiale în 2024. O să încercăm să facem o emisiune inclusiv cu Cristian Diaconescu, dacă reușim. Poate și cu domnul Tomac, dacă acceptă. Cu siguranță, în următoarea perioadă, deci cel mult o lună de zile avem regionala, dar o facem la Suceava, în care vor fi toți liderii PMP. Dar în două luni de zile sunt alegeri la PMP Neamț și cu siguranță vor participa. Mai sunt oameni de valoare care pot candida la prezidențiale în 2024 și vă dau, arunc aici un nume. Aruncați-l. Papa Hagi? Papa Hagi. Da. 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 PMP-ul în perioada... Rămâne să-l faceți și votabil pentru marea masă a populației. Da. Dar PMP-ul, ce este obligatoriu, în imediata perioadă să înceapă să iasă cu mesaje, să iasă pe comunicare. Îl avem pe profesorul Bichir, care trebuie să facă o lege în este Parlament. O personalitate, da. Îl avem pe Marius Pașcan, îl avem pe Mihai Neamțu, îl avem pe... Am înțeles că nu mai avești pe domnul Bichineț. Îl avem, încă l-am avut și îl reavem. După o perioadă de probleme de sănătate, domnul Bichineț acum se simte mult mai bine. Este domnul Ialomințeanu. Fostul ministru, nu? Fostul ministru. Sunt oameni de foarte bună calitate și oameni care pot, au un cuvânt de spus. Și important este, la fel de ca cei de la nivel central, să avem și local oameni de calitate care să se alăture PMP-ului. Traian Băsescu este președintele fondator al Partidului Mișcarea Populară. Nu este normal să îi se ia acea funcție de președinte onorific. S-a discutat și la acest congres de sâmbătă, președintele Traian Băsescu va rămâne președinte onorific al PMP-ului, dar vă spun că președintele nu a mai trecut prin sediul partidului de aproape un an jumătate. Am înțeles. Are și el problemele lui. Acum trebuie să vină decizia finală a instanței cu colaborarea cu securitatea. Eu mi-aș dori, că ați spus, o emisiune cu Cristi Diaconescu, cu Eugen Tomac, cu Florian Bighir, cu Ialomițeanu. Oricând, cu mare drag, mai când ales vreți, cu eu pot vorbi mai ales și cu domnul Bighir. Când vreți, cu mare drag. Aveți are și un interviu la noi în ziar, domnul, și este o persoană cu care se poate discuta multe.
Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Eu vă mulțumesc. Cu mare drag oricând sunt lucruri noi în legătură cu PMP-ul sau cu alte aspecte care țin de curățenia județului. Nu? Cu drag. Cu ecologizare și tot ce înseamnă gunoiul județului Neamț. Bun, sper că se referă numai la gunoiul produs de populație. Că altfel mi-aș ar fi dori mai greu. Din tot sufletul să mă ocup de toate gunoaiele, de toate tipurile de gunoaie. Vă doresc multă baftă. Oameni buni, aceasta a fost emisiunea de astăzi. Să ne vedem sănătoși la edițiile următoare. A fost Bogdan Gavrilescu, președinte PMP Neamț. Bună dimineața, încă o dată. Mulțumesc frumos!